Bună ziua și bine ați venit pe pagina noastră. Astăzi am să mă adresez mai mult fumătorilor. De ce? Pentru că dânșii au cel mai mult bronhiile încărcate. Ce se întâmplă dacă un fumător ajunge la salină? Va trebui să faceți o cură de care să vă țineți, dacă se poate să veniți de luni până vineri, dacă nu, minimul recomandat ar fi de 3 ori pe săptămână, în așa fel încât să putem avea și un rezultat. O ședință la Salina Sănătății durează 45 de minute. Este echivalentul a 5-6 ore petrecute într-o salină naturală, datorită concentrației de aerosoli. De ce? Pentru că salina este dotată cu un generator profesional, se sare 100% naturală, fără iod, fără antiaglomeratori. Este sare adusă chiar de la Salina Slănic Prahova, se macină până la 2-5 microni și se insuflă în încăpere. Iar dumneavoastră, stând lejer, inhalați acești aerosoli care ajung până în alveolele pulmonare. Acolo urmează să își facă treaba, adică să fluidifice mucozitățile cu care probabil acele impurități cu care bronhiile sunt încărcate și treptat să le eliminăm, să putem face o curățare a bronhiilor. Salina nu face numai o curățare a bronhilor, face o curățare și a căilor respiratorii, a sinusurilor. Dar asta într-un alt testimonial, pentru că este mai bine să le luăm pe rând.